Va fi un revelion mai trist în Cluj-Napoca. Și asta pentru că autoritățile au renunțat la spectacolul de artificii de la miezul nopții. Primarul Emil Boc a luat această decizie din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În acest an, Clujul nu va mai avea parte de astfel de imagini. Locuitorii și turiștii care își vor petrece noaptea dintre ani în cel mai important oraș din Transilvania nu se vor bucura de spectacolul de artificii programat de Revelion. Primăria municipiului Cluj-Napoca a luat decizia de a anula focurile de artificii din cauza ceții. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, condiții de ceață, vizibilitate redusă, spectacolul de artificii programat pentru noaptea dintre ani se anulează în toate cele patru zone: Dealul Cetățuia, Julius Mall, Cartierul Bună Ziua, platoul din fața clădirii Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei din campusul USAMV. Se arată în comunicatul transmis de primăria din Cluj. Emil Boc nu exclude ca artificiile să fie totuși folosite cu ocazia Zilei Unirii Principatelor de pe 24 ianuarie. Am anulat focurile de artificii din cauza prognozei meteo. Va fi ceață. Am luat decizia administrativă în dimineața aceasta, la ora 9. Prognoza spune că sunt peste 95% șanse să fie ceață la miezul nopții. Nu putem să schimbăm direcția ceții. Nu cheltuim bani publici, ci din sponsorizări, dar îi vom cheltui cu alte ocazii, poate în 24 ianuarie sau cu alt prilej. Nu vom avea nimic la Cluj de Revelion, a mai precizat primarul Clujului.